Salut, bă, șacalilor! E primul videoclip pe care îl filmez seara și îi mulțumesc chiar fratelui meu pentru că mi-a luat cardul din cameră și nu știu ce a făcut el și mi-a șters filmarea. Mersi mult, frate meu! Dar inițial am zis că, bă, nu mai are rost, e seară, deja uite cum se vede, de-am zis, bă, hai să încerc. Da, nu uitați să lăsați un like, măcar pentru durerea asta pe care o am, să uite un pic ce urât se vede așa, cu negru, cu fără umbre, cu de-astea, că mă ia urât. Da, știi cum se spune, umorul nu-l vezi, umorul simți, așa că nu contează dacă e pântuneric, tu-l simți, îl auzi acolo, e de-astea. Transmitere, da. Bun, azi avem un video foarte interesant, adică mereu la ce reacționez e mereu foarte interesant. Seara asta reacționăm la Mim spart gura. Bă, eu credeam că mi-am spart gura, dar ăla deja e al videoclip. Ăsta cu Mim spart gura n-am mai auzit, o să vedem acum cum se treacă. Bineînțeles, îmi pun casca că doar un am, înțelegi? Îi dau și un like pentru că vreau să-i facem mai multe like-uri decât dislike-uri. Dragă Bianca, fă-mă să fiu al tău după acest videoclip. Să vedem de ce ești în stare. Bună, copii! Voi sunteți pe canalul meu, Piscuța Bianca. Și... Poftim? Bă, what the fuck? Bă, stai cum... Salutare, șacalilor! Voi sunteți pe... Look at this dude! Wait till you see the... No, 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 no! Ah, look at the top of his head. Look at his lips. Ei cred că și mai bine măcar au încercat și eu, înțeleg. Fiu proști, n-am înțeles ceva să spun, mă rog. Și-a spart gura. Bravo, e bine. Scurge sânge. Și-a spart gura? Și-a spart gura, măi. Măi, chiar și-a spart. Și-o fi spart gura? Cine-ți acolo? A pus pauză. A pus pauză și eu curs sânge deodată. Vedeți, bă, asta înseamnă să n-ai, să nu există comunicare între tine și gingia ta. Îți curge sânge așa când vrea ea. Păi nu, că nu-i după ea, nu-i după gingia ta. Mai dezamăgit, Bianca, dar te mai las 2 minute să vedem ce faci. Ești dezamăgită. Bă, cred că are ADHD. A fost o farsă. Da, am făcut video ca să-mi iau prank. Păi ne-am făcut-o, frate, ce să mai, ne-am luat prank cu toții. Păi sunteți proști și voi și eu, asta e, ne-am luat mare prank. Fata ne-o dat prank. Păi ca oile, ați crezut că și-o spar gura când ia, uite, avea un tub cu roșu. Are umor negru, e bine, sau mai degrabă spus, umor roșu. Bine, mă rog, haide. A, colorant alimentar, măi, ce reclamă a făcut la colorant alimentar. Am o linge de... E bun. O, poate are gust de căpșunele, dacă tot e roșu, adică mă înțelegi. Hai să vedem cum va reacționa părinții, nu-i nicio problemă. Te strochești, îl pui, parcă-ți plantezi roșii pe gură. Deci au zis că o să-i facă un prank tatălui acum, sau mă rog, așa au zis ea, că părinților va reacționa, să vedem acum. Eu o susțin, îmi place ideea. Da, că știm, suntem mai... Poftim, poftim. Eu cred că l-am găsit pe tata său. Pe tipa asta micuță a zis că îi face prank. Hai că sunt, nu știu, acolo în spate și nu știu. Cred că s-o verificat așa în frigider, dacă o mai rămas un pic de ceafă de aseară. Cred că era numai gândul la mâncare, că nu prea a observat-o. Sau mă rog, a lăsat-o în treabă ei să-i facă prank acolo. Și pe limbă, și pe limbă. Pune acolo să fie, să fie. Dă-i pe limbă, pe buze, pe... El stă acolo, uzit la ceafă, la cea, nu știu. Poate o mai rămas un pic de zocăniță. Băieți, știți cum se spune, când iubești ceva, lasă-l să plece. Bă, da, când iubești ceva cu adevărat, du-te cu limba după el, bă. Băi, deci o intra picătura aia de colorant alimentar, cum o intra România NATO, mă înțelegi? Bă, nu, cumva, o picătură, lasă să fie acolo, e bine. Da, e bine, dă-i acolo, îmi place, e simpatică tipa, dar și-o da cu cam mult de ăsta, deja se vede că nu mai e așa prank, dar mă rog. Sau ruși, nu-i nicio problemă. Măcar dacă nu ți se prank-ul, să ai ruși pe buze, că de ce nu? Da. Prank-ul, a început prank-ul. Mă, tot cred că are ADHD, dar mai lasă așa un pic să văd cum se comportă, că parcă. Aia joacă un rol, ea îi dă prank tatălui imaginar. Am înțeles. A, nu-i curge, măi, credeam că-i curge sânge, o tău dracu. Wow. Cu câtă durere în suflet, zicea, ăla era așa plictisită de viață, dar nu, ia, wow, dai, trebuie să fac prank-ul pentru proștii ăștia. M-ai dezamăgit un pic, Bianca, asta, adică mai mult pentru rujei de buze. Tot o să vadă dacă mai e un pic de ceava acolo. Uite, varza cum stă acolo, super, da. Chilingel și, bă, da, cum să nu, să nu lași să curg. Colorant alimentar. Dacă v-a plăcut acest video, pune un like, un share și abonați-vă la canalul. Ia, nu, bă, dacă ai închis videoclipul, acum ți-am dat dis...
dislike. La naiba, ăsta au fost videoclipul, nu, mi-am luat țeapă. Acum ar veni, sper că v-a plăcut vouă cum ar veni. A fost un video interesant, m-am amuzat un pic, mi-a plăcut așa câteva un pic, așa un pic. Da, mă rog, îmi pare rău că-i filmat seara, dar la naiba, frate, e doar o lumină neagră. Nu uitați să lăsați un like, un follow pe Instagram, o sugestie pentru un video nou, puteți să mi-l trimiteți, ăsta mi l-ați trimis voi. Ne vedem cu bine data viitoare și da, aveți grijă de voi, bășacalilor, aveți grijă să nu vă spargeți gura, că nu e bine, știi? În caz că ți-o spargi, să dai un pic cu colorant acolo, dă un pic mai puțin ca să nu se observe. Am plecat, mă duc să-l bat pe puș și ne vedem. Aș zice pabă lângă cameră, dar prea departe, știi? N-ajung, se aude mai încet, zic așa, hai, las-o moartă, frate. Pabă! Cât tot trebuie să fiu ridicol în fața unor persoane, ce habar n-au ce înseamnă alta, dar se tem de ploaie. Conceptul de ploaie în ceață se conservă, că-și prostia lumea noastră, la deștept se observă. Mai ia o servă, păcat că n-ai un dram de minte. Alerți să mă lovești, dar te împiedici cuvinte. Ci suntem ținte.